Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit aici la un episod de Forza. Avem un daily spotlight care trebuie să-l facem și vom face cu această mașinuță. Foarte drăguță asta. Chiar să-mi mișto majoritatea, dar asta prima aparent este cea mai badass, să zic așa. Chiar tot foarte bine. Yeah. Recunoașteți? Vreți și voi una? Aș vrea și una. Bun. Hai să vedem ce targeturi are această misiune. Că la fiecare spotlight diferit te pune să joci cu diferite asisturi modificate. De obicei, ideal e să joci fără asisturi. Adică ideal, asta recomandă jocul ca să-ți facă viața mai grea. Este aproape de simulator și de-aia. Dar apreciez asta. Bun. Ia să vedem. Finish first place. Uite, fără ABS și fără traction control. Și să batem scorul Robert de 718.000. Bă, nu sună greu. Așa că hai să-i dăm drumul. Ce lente sunt astea, mici. Opa. Așa. Locul 11. Sunt pe locul 6, recomandat. Drift. Așa. Așa, ne apropiem de locul 6, periculos. Un, doi, trei, patru, așa. Așa se vede că patru trepte și sunt foarte leneșe, dar sunt foarte distractive de condus. Știm să facă foarte mult drift. După cum s-aude. Astea pe ploaie sunt problematice. Așa pe uscat te descurci cu ele. Nu așa cum am făcut eu. Îl depășim pe ăsta și frânăm. Așa. Te-ai speriat, nebun, ai crezut că intru în tine. Bun, avem 3 lapuri. O să fie o cursă plictisitoare, pentru că mașinile astea sunt mai de viteză. Așa. Deci, primul lap, locul 1. Și că joc bine. Woo! Mic drift. Bun. Și curba, la naiba. Trebuie să frânez mai agresiv aici. Nici chiar așa. Așa. Hai să faceți o cursă așa de la bord. Să aveți o idee cam cum este. Puțin drift, dar nimic spectaculos.
Și chestia asta că și dacă aș încerca să fac un drift spectaculos ăsta fără de mână să o arunc în curbă, nu cred că o recuperez. Hop. Uite așa să facem drift. E foarte riscant. Poți să pierzi cursa în cază, că deja se apropie, e periculos. Pentru o simplă manevră ce am făcut mai față. Băi... Ghiță Vasile. A, ce urât am greșit curba asta. Așa. No. Până că pe verdeață mașina asta absolut nu virează și nici nu ia curbă. Foarte nervantă. Dar deloc, adică... Meriți. Am ambiț așa un pic. Aici am să nu fac drift ca să nu pierd controlul și... Așa. Și pe aia am îndreptat-o ca să nu facă drift și s-a dus în afară. Aiurea. Bun. Și mai avem un contur și terminăm. Sună destul de bine motorul, dar nu sună spectaculos. Adică am auzit mai bine. Hop. Bun, și ne apropiem de ultima secțiune de traseu. Curba asta am luat-o dezastru, nici măcar nu-i în cuvânt. Așa. M-am dus pe interior, n-aveam viteză, păi am accelerat când nu trebuia. Se mai întâmplă. Bun. Încă 3 curbe cred și am terminat traseul. Dacă nu mă șer. Asta nu se pune a fi curbă. Asta în față se pune a fi curbă. Bun. Da, deci asta unul tău am zis că e curbă mai lungă. Ce e în față. Facem și un record nou. Dacă bate recordul Robert, asta e important. Woo! 6 minute. Nu e rău. Ia să vedem. 75 plus medalile. Yes, l-am bătut. Fain. Și mai avem de făcut un spotlight, dar îl facem în episodul următor. Vă arăt imediat despre ce este vorba. Aceasta, chestia e că... Parcă ăsta l-am mai făcut și durează cam mult și ești pe de timp de noapte. Dar sunt pentru o dată. Sper că v-a plăcut acest mic episod de
Forza Motorsport cu acest căluț fabulos în flăcări. Până la următoare.